Dacă veți vota, așa cum spuneți, un guvern condus de Nicolae Ciucă, nu vă temeți că din nou vor apărea voci care să spună iată umblat între PNL și PSD, a fost de la bun început umblat între PNL și PSD? Sigur, e adevărat că noi am mai avut o situație de genul ăsta când tot așa, pe o presiune publică până la urmă, când am votat guvernul Orban, dacă vă aduceți aminte, eram deja în stare de urgență, dacă nu mă înșel, România avea nevoie de guvern, s-a apelat din nou la partidul majoritar, partidul care are cele mai multe voturi în Parlamentul României, da, nu e majoritar. Atunci a fost și situația în care foarte mulți parlamentari PNL erau infectați cu SARS-CoV-2 și n-au putut să se prezinte la vot. Atunci o mare parte din Partidul Social Democrat a votat guvernul Orban tocmai pentru a avea un guvern. Sigur, ne-a ieșit pe nas, ca să fiu sincer, votarea guvernului Orban, dar încă o dată, când ești într-o asemenea situație și când ești un partid politic responsabil, cred că trebuie să pui înaintea interesului partidului interesul de moment al poporului tău. Este într-adevăr o situație în care trebuie să ai un guvern. Și pentru că președintele Iohannis are această pârghie de a desemna primul ministru și cum președintele Iohannis a refuzat și refuză să nominalizeze un prim-ministru de la Partidul Social Democrat, cred că opțiunea de a-l vota pe domnul Ciucă pe o perioadă limitată, repet, doar pe o perioadă limitată, poate fi, repet, o opțiune de luat în calcul. Este strict punctul meu de vedere, nu este o decizie a Partidului Social Democrat. Ca atare, vom vedea în câteva zile ce se va întâmpla.